vă spuneam, în piciu de acum 2 săptămâni, astăzi o să vorbim despre un alt fel de a comunica, și anume comunicarea de la inimă la inimă. Și am să pornesc de la ideea că oamenii, pe care de altfel o știți cu toții, că oamenii sunt diferiți. Așa cum spune și Tony Robbins aici, sunt diferiți prin modul lor de a percepe lumea. Și ca să nu fiu scoasă din context, am să încep prin a vă povesti o mică experiență de viață pe care am trăit-o acum 3 zile împreună cu mama mea. A venit în vizită la noi și a început așa dintr-o dată, după ce și-a dat viața, geaca jos foarte agitată, a început să-și verse tot oful pe care, privind anumite provocări pe care le are orice pensionar din România, zic eu, legate de pensie, de întreținere, rețete și așa mai departe. Bineînțeles că am ascultat-o și la un moment dat, partea masculină din mine i-a oferit 2 soluții. Ea nu a fost mulțumită, s-a ridicat și a spus: nu aveam nevoie de ajutorul tău, pur și simplu vroiam să mă asculți. Vroiam să am pe cineva pe care, care să mă asculte și să pot să învărs și eu oful meu. Și am să întrerup aici povestioara, pentru că vreau să facem un exercițiu pe care cu siguranță mare parte din voi îl știți. Am să vă rog să-mi spuneți ce vedeți. Sunteți siguri, da? Ok, eu vă spun că văd altceva. Și am putea să ne contrazicem sau să ne certăm chiar, dacă vreți, până mâine, fără să ajungem la un rezultat. Și ca să înțelegeți ce se întâmplă cu noi acum, pentru că am intrat deja într-un raport de comunicare, voi mi-ați spus că vedeți o foaie blă, o foaie albă, și eu vă spun că văd altceva. V-am adus un exemplu destul de simpatic a viitorii 2 potențiali oameni de afaceri. Am să vă rog să-l urmăriți. Deci, da, ați înțeles voi, nu aveți dreptate cu ce mi-ați spus mai devreme. Am putea arăta așa sau aș putea să vă arăt perspectiva mea și eu să o văd pe a voastră. Pentru că și eu și voi aveam dreptate. Și bineînțeles că de multe ori vedem, suntem tentați sau chiar instinctiv vedem numai perspectiva noastră, nu și pe a celorlalți. Dar putem să ne bucurăm și să vedem ambele perspective, cum fac următorii 2 candidați. Sau, sugestia mea este că atunci când aveți o convorbire mai tensionată, să inspirați, să vă opriți un pic din tot ce faceți sau din tendințele pe care le aveți de a reacționa și să vă gândiți un pic ce parte din voi comunică. Vorbiți cu inima, vorbiți din iubire și cu iubire sau vorbește ego-ul vostru?
și am găsit foarte frumos la Deepa Chopra o diferență între a vorbi cu iubire și a vorbi din ego. Și am să vă arăt și vouă diferențele. Iubirea spune, ai nevoie de ceva? Cum te pot ajuta? Ego-ul spune, nu-mi pasă ce crezi, nu-mi pasă ce vrei. Iubirea spune, știu prin ce treci, știu ce simți. Ego-ul zice, chiar nu te înțeleg, nu știu ce vrei să spui cu asta. Iubirea spune, nu este nicio problemă, vreau să știi că sunt lângă tine. Ego-ul zice, dacă tu faci aia, eu am să fac asta. Așa că vă propun că atunci când sunteți frustrați, supărați sau furioși, să vă vorbiți, să încercați să vorbiți cu celălalt, ca și cum v-ați vorbi vouă înșivă, ca și cum ați fi în fața oglinzii și bănuiesc că atunci când sunteți cu voi înșivă nu, și faceți o boroboază sau ceva, nu vă iese bine, nu vă începeți să vă spuneți, mamă ce idiot am fost, Doamne ce prostie am putut să spun. Nu, vă gândiți, ok, am făcut-o și pe asta, acum cum o dregem, hai să vedem, să găsim soluții. Așa că, pentru că dacă nu faceți asta, nu vă luați câteva minute ca să vedeți cu ce parte din voi discutați, o să pățiți cum am pățit eu cu mama. Mama a plecat supărată, eu am rămas frustrată că nu am înțeles nimic din conversația noastră și mai ales că nu am putut-o ajuta atunci. Motiv pentru care mi-a luat câteva ore, cam până la 12 noaptea, și am pus mâna pe telefon și i-am dat un telefon spunându-i așa, mama, te-am sunat doar atât, să-ți spun că te iubesc. Ne-am urat noapte bună, tensiunea dintre noi s-a relaxat și astfel că, dacă nu găsiți, nu puteți să vă exprimați în cuvinte, ca mine, atunci, sunt și alte căi de a comunica. De exemplu, puteți să îmbrățișați sau puteți să faceți un desen și să vă exprimați prin desen, ori prin dans. Alții se exprimă foarte bine prin muzică. Alții pot scrie o scrisoare sau poate chiar versuri, puteți compune o poezie. Ori pur și simplu trimiteți un mail, pentru că tot trăim în era IT-ului. La fel de important este ca atunci când ești fericit, când ai o stare de bucurie, să o exprimi, să te manifesti, să spui lumii întregi, da, sunt fericit pentru că. De ce? Pentru că așa vei împărtăși tuturor celor din jurul tău buna ta dispoziție. Atât emoțiile negative cât și cele pozitive sunt molipsitoare. Din fericire sau nefericire, funcție de caz. Și în felul ăsta le vei arăta totodată, le vei transmite din iubirea ta. Și dacă ar fi să plecați astăzi de aici cu o idee, sau dacă ar fi să trag eu o concluzie din ce v-am spus mai devreme, aceasta ar fi. Comunicarea este cheia către o relație armonioasă. Este calea către fericire, către tot ce îți dorești. Mulțumesc!